Albert Arnold Gore Jr. sau pe scurt Al Gore, este omul care a deținut timp de 7 ani, între 1993 și 2000, funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii. Americanul, al 45-lea în această funcție, și-a exercitat mandatul în timp ce Bill Clinton era președinte. A fost precedat în funcția sa de Dan Quayle și urmat de Dick Cheney. Fostul congresman al statului Tennessee, Gore, care s-a născut pe 31 martie 1948, a încercat accederea către cea mai înaltă funcție din stat și în anul 2000 l-a avut drept contracandidat pe George W. Bush. Deși la vremea aceea Gore se bucura de o mare popularitate și credea că va fi votat ca atare, a fost învins de Bush. Fostul vicepreședinte, reprezentant al Partidului Democrat, își felicita după înfrângere noul președinte. Un gest absolut firesc. Good evening. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. După retragerea din politică, avocatul și omul de afaceri Al Gore activează împotriva încălzirii globale. De altfel, americanul devine președinte fondator al Alianței pentru Protecția Climei și pentru că, pare se, niciun lucru nu i s-a părut greu de făcut după ieșirea din politică, Gore obține în 2007 și un premiu Nobel pentru pace.